Lasă-ne, mai ia și pe alții. Așa, mai ia și despre alții. Bune! Blocul G1 din cartierul Războiene aparține primăriei și acolo locuiesc numai familii defavorizate. Sunt în total 150 de garsoniere și apartamente cu câte două camere. 22 de chiriași au datorii mari către primărie, 8 se află în procese, iar pentru 4 dintre ei au fost date deja sentințe irevocabile și acum decizii definitive de evacuare. Astăzi au avut loc primele două executări silite, așa că mobila a fost luată pe sus și pusă afară sub cerul liber. Două familii au ajuns în stradă pentru că au acumulat datorii mari. Una dintre ele are o restanță de peste 21.000 de lei la întreținere, bani neplătiți din 2009, cealaltă mai puțin, 5.800 de lei. Au ajuns în această situație pentru că nu lucrează nicăieri. Nu am unde să mă duc. Dar cum ați ajuns în situația asta? Părinții mei n-au muncit, au lucrat la ADP, 11 ani, respectiv 12, apoi s-au făcut restructurări, i-au dat afară, n-au oprit nici măcar unul dintre ei. Suntem o familie de 4 membri, fratele meu a fost cel angajat, tot la primărie a fost paznic, la Rom Telecom, în jur de 5.000 de lei. Noi, da, noi am mai plătit în bani. Acum o lună de zile 2.000 de lei, ne-am împrumutat, am cerut și noi înțelegere de la domnul director Zechil, nu s-a putut înțelege de niciun fel cu dânsul și în seara asta cred că o să noptăm aici, nu avem unde să ne ducem. Dacă aveam unde să ne ducem... La una din familii era în jur de 21.000 și ceva, celelalte, nu știu cifra exactă, dar știu că urmează să fie emise ordine de evacuare pentru încă două familii. Una din ele a primit somație și urmează să recuperăm prejudiciu sau să fie evacuată. Cei de la primărie nu au manifestat clemență. La fel se va întâmpla cu toți restanțierii în funcție de hotărârile de evacuare.